Mulțumim pentru cei care ați venit departe, mulțumim lui Dumnezeu pentru că au venit și astăzi din cer să ne binecuvânteze. Mulțumim la fiecare în parte pentru rugăciunea cu care ați venit astăzi înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să mulțumesc la toți cei care sunteți pe aceste liste, dar o să vă rog astăzi să mă îngăduiți să nu le citesc. Din cauza că vă spun din ce cauză, m-a impresionat Teodora în biserică pentru biserica din Veța. Teodora în biserică? Nu, eu sunt pentru mama mea. Dumnezeu să o binecuvinteze. Mulțumesc, doamna profesoară, mulțumesc de pe inima. Și la mare să vină tot pe mine. Nu, ai dat legea sunt acolo. Vreau să mulțumesc la domnul director Emil Savov de la Cluj, la Mirela de la Sibiu, la domnișoara, doamna profesor universitar Mirela de la Sibiu, ce-a dus pentru copii. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru concediu doamna profesoară Mihaela Nințeanu de la București, la Nica Felicea, la Florina. Mulțumesc familiei Breazu și celelalte familii de la Șugac. Vă mulțumim din toată inima că ați lăsat toate lucrurile deoparte și ați venit să vă rugați împreună cu noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. La Costel și la Corina pentru cuvintele frumoase sunt biserică, vă primiți. Mulțumesc domnului director Voinescu cu coborul din Palat la Moșuri. Mulțumim din toată inima. Spun Palat pentru că ceea ce ați făcut dumneavoastră mult e Palat. Pentru sesiune am fost întrebat dacă primim. Sigur că da, puteți să primiteți pentru sesiune, dar separat pentru sesiune, numele celui care va trece prin sesiune și data, cu drag, și pentru cununa anului, tot cu drag. Mulțumesc la Viorica asta, mica lui Mihaela, din Italia. Mulțumesc de toată inima. Dacă tot am venit de Italia, mulțumim celor care au venit din Spania astăzi la biserică. Mulțumim celor din New York care au venit astăzi la biserică. Mulțumim familiei Borșan, care noi am văzut de 8 ani de zile. Mulțumim că au rânduit Dumnezeu astăzi să le vedem ochii și să ne rugăm împreună. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mulțumesc pentru masa Sfântului Altar care ați împodobit astăzi cu flori. Mulțumesc Anca, mulțumesc Mihaela. Cu destin pentru a doua oră la Taina Sfintei Căsătorii pe domnitorul avocat Sorina cu pe frumoasa aleasa inimii lui Alexandra. În data de 31, cine cunoaște pe o piedică în săvârșirea acestei sfinte taine a comuniei, să o spună în fața întregii biserici. Iar dacă nu o face acum, să tacă o dată pentru totdeauna. Și pe tine Domnul să-i binecuvintează. Nu credem că este vreo piedică, pentru că copiii să iubesc și să iau din dragoste. Și chiar dacă părinții nu vreau, împotriva dragostei nu este lege, nu leac. Femeile, auzi cât de bine știu Biblia, femeile. M-a impresionat. Aici și-a scris doamna preoteasă Tunica. Mulțumesc din toată inima. Să mă iertați că nu citesc, că știți din ce, pentru că aș vrea cât mai mult să afectăm timpul astăzi, că trebuie să vă mai rețin atenția asupra câtorva lucruri. Vreau să-ți spun la mulți ani la Avizuha, dar nu e biserica Avizuha. Și primul pomenic care scrie el, Părinte, e ziua mea de vaștere și împlinesc 11 ani. Domnul să-l binecuvinteze, să ajute Dumnezeu să poată să stea lângă bătrânul, să îmbătrânească. Doamna asta să-i dea înțelepciune să-l poată crește. Amin. Dacă Erica e aici. Doamna preoteasă, avem un safir de la Ghimbanat și de la Cluj, am înțeles că a venit domnul profesor a venit împreună pe niște osafiri de al domniei sale dragi de la Cluj și să, după ce să și mergeți repede să-i serviți cu masă. Vă rog din toată inima. M-a impresionat un lucru și trebuie mult să vi-l spun. Uitați-vă aici pe foaia asta, am primit un număr de 35 de persoane și îmi spune aici, Părintea Cristian, cu ajutorul Dumnezeu am reușit, deci 550 de lei, am reușit să strâng acești bani de la colegii mei de serviciu pentru casa de rugăciune care o ridicați la Veța. M-a impresionat lucrul ăsta pentru că a fost cineva în stare, e tocmai din București, sora despre care vă spun, în biserică. Domnul să vă binecuvinteze. Și-o văd la colegii dumneavoastră de muncă și-o spus,
Este acolo un loc, un sat, uitați, nu știu ce o fi spus dumneavoastră ei, dar cu siguranță l-au vestit pe Hristos când a spus lucrul ăsta. Amin. Și au găsit oameni cu inima bună care au dat 15 lei, 5 lei, 10 lei. Și Domnul să binecuvinteze dătătorii voi. Mulțumim, soră Maria, pentru lucrarea asta și să spuneți colegilor dumneavoastră că l-a rugat pe Tatăl Cel Sfânt astăzi să le deesc formula lucru. Amin. Să le privegheze casa lor, să le apere și să-i aducă și pe ei pe calea mântuirii. Dumnezeu să binecuvinteze dătătorii voi. Cei care vreți să ajutați casa Domnului de la veți, ca biserica care o azi. Când veți trece pe aici, o să vă rog să lăsați la Alex ce aveți lăsat pentru biserica care l-am ascult pentru săptămânile viitoare, să lăsați partea dreaptă la Marius. Cei din Spania, când plecați? Vă mulțumim că ne-ați uitat de noi. Când plecați în Spania? Marius, Domnul să rămâne cu mintea. Sunt oameni care pleacă în Germania săptămâna asta. Sunteți aici în biserică? În urmă cu un an de zile am avut bucuria Lucreția copila mea aici. Lucreția copila noastră aici. Nu ai Lucreție în față, tu. Lucreția îmi spune cu câtva timp în urmă și nu a fost mai mult decât de un an, îmi spune cu câtva timp în urmă, a zis, părinte, dacă până acum se numesc analfabeți cei care nu știu să scrie și să citească, cred că de astăzi înainte se numesc analfabeți cei care nu știu să umble într-un calculator și în internet. Și am spus să stai cu minte, Lucrețe, că eu sunt mai mare analfabet, că nu știu să umble pe calculator. Hai stai așa și te razume de asta dacă Lucrețea e însărcinată, dar să vii la locul tău, că și așa te poți răzuma, că părințelul nu e însărcinată, că eu fătu doi copii, puteți să facă 8 dacă se grijă poartă de ea doi copii. În urmă cu un an de zile, fiind lângă Anca de la Cluj și umblând Anca pe internet și arătându-mi, poate mai bine de un an, știi? Mai bine de un an. Poate că un an. Am auzit vorbind un om despre Dumnezeu, spunând despre mama lui. Vorbea despre mama lui în predica care am ascultat-o acolo, în internetul ăla, în difuzorul ăla, în calculatorul ăla. Și de un an de zile mi-am dorit să-l cunosc. Și am zis către Anca, Anca, cum pot să mă ajuți să dăm de omul care grăiește în televizor aici? Cum putem să dăm de dumnealui? Și dumneavoastră ei tot o bătut acolo calculator și o găsit în internet o nume și o adresă și un telefon. Și asta toamnă am sunat la telefonul ăla la capătul firului după multe săptămâni sau luni, i-a răspuns cineva. O domnișoară care am înțeles că omul pe care îl căutăm este profesor universitar la teologie la Timișoara și că este directorul sau președintele unei fundații care se ocupă de o lucrare, de o lucrare de misiune. E o lucrare de, pentru tineri, mai ales, am înțeles, de la Anca, în România și nu numai în România. Și domnișoara aceea foarte drăguță, am zis, cum putem să ajungem la domnul profesor? Și eu știu că telefonul mobil este un lucru intim, este un lucru particular și nu poți să penetrezi intimitatea nimănui, cum facem noi de multe ori. A, n-ai numărul de mobil, stai că ți-l dau. Ia, lucrul ăsta se face cu acceptul celul care îl are, dacă vrei să ți-l dai, pentru că este un lucru intim și este un lucru care nu stă dacă trebuie. Cum să pune într-o carte de telefon? Ia, dacă vă tare, nu. Și a rugat pe domnișoara de la capătul firului, putem să apelăm. O, cum să nu, că este un om așa de deosebit. Dar putem să-l sunăm pe numărul de mobil care, cum să nu, că e un om care la toată lumea răspunde. Și ne-o răspund la capătul firului domnul profesor. Și am spus, domnul profesor, nu puteți să veniți, uitați-vă, eu sunt preot ortodox, dintr-un sat, mi-ați auzit, așa m-am prezentat eu. N-ați puteți să veniți să ne rugăm împreună să vestiți cuvântul lui Dumnezeu și la noi, acolo în biserică. O spun, duminica asta nu pot că merg în Madrid. Duminica asta la altă nu pot că îs invitat într-o biserică la Orată. Duminica aia la altă nu pot că-s invitat într-o biserică la în Elveția, parcă o zis. Duminica viitoare nu pot că-s invitat într-o biserică, nu știu unde. Și mi-a spus dumnealui atâtea locuri în care invitat, e numai la nicio biserică. Anca și-a dorit mult, mult, mult să-l putem întâlni pe omul acesta. Și-a zis, părinte, hai să rugăm pe Dumnezeu
să mai sunăm o dată. Și am mai sunat o dată. Și am spus, domnul profesor, eu știu că sunteți de ocupat. N-ați putea veni totuși până la Moșuni. Nu e un sat mare, nu e catedra dumneavoastră de universitară de unde te dați. Dar sunt poate că și oameni care ar dori să vă audă ceea ce am auzit, o să audă și ei. Și o zis, părinte, nu pot nici acum, în data de cutare trebuie să mă cuvini, că data de cutare nu știu cum, data de cutare nu pot, dar să ne uităm la anul. Până la anul așa e de mult. Dar nu pot până la anul. Și asta e rapid, oare unii e rapid la sfârșitul noiembrie. Și s-a uitat dumnealui în agentă și a zis, așa s-a ocupat, în duminica din 11 ianuarie, nu promit la nimeni și voi fi la Moșul. Vă spun drept că n-am crezut. Făgădașul prostului, bucuria nebunului. Și am lăsat-o așa oarecum, am zis, dacă Dumnezeu va rândui să ne facă o bucurie, mie și dumneavoastră va lucra cum știe El. Că dacă voi care sunteți răi știți să faceți daruri bune, cui? Copiilor voștri. Cu atât mai mult. Tatăl vostru cel din cer vă va da Duhul Sfânt. Amin. Și azi dimineața așa am fost de bucuros când mi-a venit Anca la ușa Sfântului Altar și-a bătut în ușă și-a zis, părinte, o să sunt domnul profesor la bilietul ăsta. Am fost așa de bucuros și pentru asta nu vă țin eu și nu mai predic eu și cuvântul de învățătură de astăzi din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 4, cei care aveți cărțile sfinte la dumneavoastră și m-aș bucura să ridicați mâna să vedem cât aveți Biblie la dumneavoastră. Și așa, mâna sus, nu numai... Domnul să vă binecuvinte! Și cei care nu ridicați mâna, rugăm pe Dumnezeu să nu o lăsă în mașină Biblia. Amin. Sus o oară și acolo la semafor. Amin. Și acolo la birou. Și acolo unde înainte de a Domnului nu o să le citiți. Un cuvânt e destul. Ajută-ne, Doamne. Cuvântul meu vă va face slobos. Domnul să vă binecuvânteze. Un cuvânt să citiți la Biblia. Evanghelia de astăzi de la Matei, după scrisă de Evanghelistul Matei, capitolul 4, începând cu versetele 12 până la 17, a fost citită în toată Biserica Ortodoxă din lung și latul și rotogolul Pământului. Eu astăzi rog pe Dumnezeu cel ce poate să vestească cuvântul lui Dumnezeu și cel ce toarnă în gura prorocilor să torne și în domnul profesor. Amin. Amin. Și îl poftim aici lângă noi și apoi să umple cu Duhul Sfânt pe cei ce au de vreți. Le mulțumim și celor care l-au însoțit astăzi aici. Amin. Mărire Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Să puternice părinte și iubiți credincioși. Vreau să vă rog ceva. Eu sunt așa de bucuros că l-am întâlnit pe dumnealui. Sunt așa de bucuros de nu știu cum să vă spun. Îngădiți-mi să nu mă duc în Sfântul Altar să stau și eu să-l aud. Amin. Domnul profesor, ca la o lecție și ca la un seminar stau astăzi, dar nu așa stau. Stau ca înaintea omului lui Dumnezeu. Da. Domnul da. Să vă ofere putere. Amin. Vreau să vă spun că pentru mine este o mare bucurie să pot să fiu biserica dumneavoastră. Și când am văzut biserica aceasta plină, mi-am dat seama că România are viitor. Amin. Da. Viitorul țării noastre, vreau să vă spun că nu sunt parlamentari, deși fac treabă bună, mulți dintre ei. Viitorul țării noastre nu este să ieșim din criză mai repede. Viitorul țării noastre nu înseamnă numai oameni cu carte, cu școală, nici oameni cu bani. Viitorul țării noastre este Iisus Hristos. Aleluia! Slavă ție, Doamne! S-a citit astăzi o Evanghelie deosebită. Este chemarea pe care Domnul nostru o face la cruce, o chemare pe care o face la jug, Amin. O chemare pe care o face la durere, Amin. La foarte multe privațiuni. Amin. Este o chemare pe care Iisus Hristos o face cu toată dragostea, dar în același timp cu toată fermitatea. Iisus Hristos spune Evanghelie pe care înainte i-a adus-o Ioan Botezător. Același lucru l-a spus Ioan. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Iisus vine și spune cu aceleași cuvinte, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Și în această dimineață, aici, în locul acesta, ne putem să ne dăm seama că împărăția cerurilor este mult mai aproape. Împărăția cerurilor este la ușă. Amin. Dacă veți auzi cu urechea Duhului Sfânt, pașii Domnului nostru se aud pe coridoarele istoriei acestei. Aleluia! Oare ce-i pocăința? Foarte mulți oameni astăzi
au cuvintele lor despre pocăință. Am complicat foarte mult, mult dintre noi, calea mântuirii. În această dimineață am înțeles cu toții ce înseamnă pocăința. Aceea de te-a pleca înaintea Dumnezeului celui viu și sfânt. A se recunoaște ție greșelile tale. A recunoaște puterea lui Dumnezeu din cerul. A chema Duhul lui Dumnezeu peste tine și viața ta. În această dimineață va trebui să înțelegem că pocăința este ceea ce a spus Iisus. Doamne, nu înțelegem, au spus ucenicii. Suntem grei de cap, cam ca noi astăzi. Și a spus Iisus, nu-i nimic. Vreau să vă explic băbește ce înseamnă pocăință. Pocăința nu este o aderare la un cult. Pocăința nu este o aderare la o numită doctrină. Pocăința înseamnă aderare la Iisus Hristos, Domnul. Și cartea lui, Sfânta Scriptură, care trebuie urmată în fiecare zi. Și trăită, așa cum spune Domnul, cine m-a văzut pe mine, zice Domnul Iisus Hristos, l-a văzut pe Tatăl din ceruri. Cine face voia mea, îmi este ucenic, îmi este frate și îmi este acela pe care într-o zi îl voi duce în Împărăția Sfântă. Cu toții știți întâmplarea, pilda pe care Domnul spune unuia care a venit să-L ispitească. Și a spus, Doamne, eu vreau să te întreb pe tine și să-mi spui ce trebuie să fac eu să merg bine pe cale. Ce înseamnă pocăința adevărată? Pentru că eu vreau să te urmez. Care e cea mai mare poruncă din legea pe care tu ne-l lași nouă aici? Și a spus Iisus așa, Domnul nostru. A zis, vreau să vă dau o pildă. Un om se pogora și știți cu toții, Luca capitolul 10, e atât de cunoscută pilda aceasta că toată lumea o știe. Și acolo Domnul nostru ne spune cele patru margini ale pocăinței noastre. Cele patru lucruri pe care trebuie să le aibă pocăință ca să fie adevărat. Și spune Domnul nostru Iisus Hristos așa. Cea mai mare poruncă pe care trebuie să o înțeleagă tot poporul acesta este că trebuie să-L iubiți pe Dumnezeu. Pocăința înseamnă cu toată inima noastră, cu toată puterea noastră, cu tot Duhul nostru, cu tot cugetul nostru, cu toată viața noastră. Pocăință înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât pe orice pe fața Pământului. Pocăință înseamnă să-ți fie drag de Iisus în fiecare zi. Pocăință înseamnă nu numai duminica la biserică, ci și lunea la școală în Cluj. Ci și marțea la Târgu Mureș, atunci când te duci în viață. Pocăință înseamnă să stai cu soțul tău acasă într-o atmosferă de pace și de binecuvântare. Pocăință este să fii cu Dumnezeu în fiecare zi. Nu să lăsăm la poarta bisericii, nu să lăsăm la ușa altarelor noastre. Să spunem, Doamne, ne mai întâlnim duminica viitoare. Pocăință înseamnă fiecare zi cu Iisus Hristos. Și atunci când ne merge bine și atunci când ne merge rău. Pocăință înseamnă ca să fii cu Iisus Hristos nu numai când ai reușit la facultate, ci și pe drumul spitalului, atunci când trebuie să ții pijama și atunci când trebuie să vii de la cimitir că ți-ai îngropat pe cineva drag. În fiecare zi cu Dumnezeu. Mergeam cu trenul spre Cluj, odată la facultate, și vine și îmi spune cineva, mergea la București și la Cluj, a urcat un domn cu mine pe tren. Era imediat după Revoluție. Și vine și spune, tinere, zice, unde te duci? La București mă duc, domnul profesor. Mi-a spus că e profesor universitar și a zis, ce faci la București? Păi fac școală. S-a gândit că poate fur ceva, că am văzut că avem o pereche de bruci. Pe mine, ce cauți aici? I-am spus, stați liniștiți că nu fur nimic, că student. Foarte bine, zice către mine. Dar la ce ești student? I-am spus, la teologie. Când am auzit că sunt student la teologie, s-a muiat. Și-am spus, tinere, am crezut că ești un om serios. Dar zice, mai crezi cu lucrurile astea acum? Mai crezi un lucru pe care numai babele mai cred în ele? Mai crezi un Dumnezeu, spunea omul acesta. Eu am două doctorate, spunea. M-am gândit, ai făcut și Ștefan Gheorghiu, ăsta a fost gândul meu, Dumnezeu să mă ierte. Am două doctorate și tu vii și spui mie că tu crezi în Dumnezeu. Dar zice către mine, dar ai văzut pe Dumnezeu? Cum poți crede în ceva ce n-ai văzut? Și am spus, domnul profesor, dumneavoastră de ce profesor sunteți? De istorie. Dumneavoastră credeți că exista Mihai Viteazul? Cred, zice. Dar l-ați văzut, zic. E neam cu dumneavoastră? Bă! Deci nu l-am văzut, dar cred că scrie istoria. Domnul profesor, de Dumnezeu meu scrie Sfânta Carte Biblia. Pentru care istoria omenirii este mersul vremurilor. Aleluia! L-ai văzut? Nu l-am văzut, domnul profesor. Dar atunci când a rămas fără pâine în casă, a ridicat mâinile spre cer și mi-a dat pâine din cer. Nu l-am văzut, dacă mi-au fost copiii bolnavi și nu avea mașină. I-a ridicat înainte lui și a spus, Doamne, ai milă de copiii mei și mi-a vindecat. Nu l-am văzut dacă soția mea era bolnavă pe moarte. Am spus, Doamne, nu mai am altă soție, una singură. Mi-a dat-o cu dragoste. Și Dumnezeu mi-a vindecat-o. Nu l-am văzut pe Dumnezeu, dar fiecare zi beau apa. Nu l-am văzut pe Dumnezeu, dar fiecare zi mănânc pâinea. Nu l-am văzut pe Dumnezeu, dar fiecare zi îi simt răsuflarea, îi simt bucuria, îi simt privirea ochilor. Nu l-am văzut pe Dumnezeu, dar fiecare zi cu mine. M-au părăsit prieteni, dar eu nu m-a părăsit niciodată. Nu mi-e
este frică de criză, pentru că am un Dumnezeu mare. Nu l-am văzut pe Dumnezeu, dar l-am văzut în această dimineață altfel prin voi. Mi-aduc aminte când pe Policar, pe episcopul nostru, l-au pus ca să abzică de Dumnezeu și spunea împăratul Claudius: Policar, ai 85 de ani, dezide de Hristos, înjură-l odată aici în fața oamenilor și te las lider. Pentru 85 de ani pe care ai, aceștia frumoși, spune o clipă, nu cunosc pe Iisus Hristos. Spune, nu-L iubesc pe Iisus Hristos. La care Policarp a spus, mai bine taie limba, împărat. De 85 de ani mă poartă cu bucurie pe drum. De 85 de ani îmi dă tone de binecuvântări. De 85 de ani nu mi-a făcut rău niciodată și să-L înjur. Împărate, să rămân fără limbă. Eu de Domnul nu mă las niciodată. Dacă ai ceva ce iubesc mai mult decât pe Dumnezeu, dă-mi voie să spun că tu ai mari probleme în pocăința ta. Dacă pui copiii tăi, dacă pui averea pe primul loc, dacă pui numele, dacă pui diploma pe primul loc înainte lui Dumnezeu, dă-mi voie să spun că tot ce pui înainte este idol. Dumnezeu vrea să fie El întâi. Amin, Doamne? Dumnezeu întâi, Dumnezeu pe primul loc, Dumnezeu viața noastră, Dumnezeu bucuria noastră. Ne-ai pus în genunchi în casa ta să se coboare Duhul lui Dumnezeu în camera ta. Să auzi vocea Sfântă, eu sunt cu tine. Eu sunt bucuria ta, eu sunt pacea ta. Pocăința înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima ta. Pocăința mai înseamnă ceva. Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Și spune Domnul Iisus o pildă. Un om se cobora din Ierusalim la Erihon și s-au dus și au văzut că e îmbrăcat bine, că avea ceas bun, că avea două diuluri pe degete și au zis, bă, ăsta are bani mulți. L-au bătut, l-au dezbrăcat, l-au lăsat gol și l-au aruncat pe marginea șanțului. Parcă e o scenă din România. E bine, omul acesta dezbrăcat a avut parte de cea mai mare durere, nu de durerea bâtei dată în cap, nu de faptul că i-au luat ceasul și cardurile, nu de faptul că și-a pierdut și mașina acolo. Cea mai mare durere a fost când au văzut că oameni care au puși și aveau salariu ca să aibă grijă de cei că sunt întâlnare trecut pe lângă el. Și nu s-a apropiat nimeni de el, dar un om spurcat, un samaritean, spune Biblia, s-a plecat asupra lui și l-a luat în brațe. Nu știu dacă mă credeți, dar ceea ce am văzut în ultimul timp și vă spun cu mare durere, este un sfârșit al nostru. Am crescut într-un sat mic, cam când Moșuniu. Fiecare om avea o bancă, o laviță, se numea la noi, în fața casei. Avea o poartă. Toată ziua poarta era deschisă, toată ziua lavița era liberă să stăm de vorbă. Ce mai faci, Ioane? Ce mai faci, Gheorghină? Nu te-am văzut de mult. Ce-ți mai face copilul? Poți să-ți adun mâine dimineață o butelie, că mă duc cu mașina la oraș. Poți să fac ceva pentru tine. Dați-mi voie să spun că s-a schimbat ceva în țara aceasta. Am început să ne fie drag numai de noi. Am început să ne fie drag numai de viața noastră. Rugăciunile noastre sunt strânge și egoiste. Doamne, ai milă de mine, de soacră mea, de tata, de mama, de prunci, de la facultate, de casa noastră. Amin. Am început să stăm cu buzunarul închis, să stăm cu gura închisă, să stăm cu viața închisă, să stăm cu trăirea închisă, când lângă noi sunt atâția oameni care au nevoie de Dumnezeu. Veți pleca de aici astăzi, veți pleca plin, pentru că omul care vine și se întâlnește cu Dumnezeu la biserică nu poate să plece înapoi gol. Dar nu tăceți în numele Domnului Iisus Hristos, vă spun. Vorbiți și altora despre dragostea lui Dumnezeu. Pocăința înseamnă, în primul rând, să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Care e cel mai mare aproape? Poate soția ta. Nu e căuta în sânga și în dreapta, poate că de luni de zile vorbești cu ea. Puțin. Poate că atunci când ați fost necăsătoriți, ați vorbit multe cuvinte și ați avut multe cuvinte frumoase. Dar acum ați început să aveți mormăituri. Parcă sunteți la grădina zoologică, nu acasă. Poate nu mi-ai spus că o iubești de multă vreme. E aproapele tău, de lângă tine. Și faptul că are argint în păr, faptul că e anis în păr, înseamnă că Dumnezeu v-a dorit copiii și înseamnă că a dorit și durerea ei. E soția ta, nu-i străinul de lângă tine. E soțul tău, ăla care poate nu miroasă bine, omul ăla care e puțin dezbrăcat, omul ăla care n-are mariere, care nu seamănă cu ei actorii pe care îi vezi tu la televizor, dar e bărbatul tău, care și-o călăpat părmile pentru asta. Copiii tăi, aproape de lângă tine, n-ai mai vorbit cu ei de mult. Nu știu, Domnule, ce să mai fac cu copiii mei, că nu mai pot înțelege cu ei. Trebuie să te înțelegi că Iisus Hristos se înțelege cu toată lumea. Poate sunt părinții tăi bătrâni. De atâtea ori mă duc în casele oamenilor și spune, domnul profesor, nu veniți aici. Nu veniți că acolo, zice, spate, stau bătrâni. Veniți aici în față, că asta e locul nostru cel bun. Înainte de a veni la dumneavoastră ieri,
M-am dus la mormântul tatălui meu. A fost un om dur cu mine. A fost un polițai, a fost în poliție, a lucrat foarte multă vreme, pentru că mergea la biserică foarte mult, a pribonit casa noastră. Dumnezeu s-a îndurat la sfârșitul vieții ca pentru harul de pe cruce. L-am îngropat. M-am dus ieri țărâna betonată acolo, e tare. Știi de ce mi-a părut rău? Toată viața și-a dorit să mănânce banane. N-am mai avut timp să mă duc să-i duc banane acasă. Toată viața și-a dorit să stau de vorbă cu el. Și acum e prea târziu. Vorbiți cu cei dragi ai voștri până îi mai aveți. Că țărâna nu vorbește cu nimeni. În cimitir totul e gol și rece. Asta mi-e de dor de el. A venit cu dor. Plângeam pe drum venind spre dumneavoastră. O singură dată, în 82 de ani, câtă trei mi-a dus o pungă de bomboane. Nu mai am în cap. Toate bătăile pe care mi le-a dat. Toate loviturile pe care mi le-a dat. Faptul că nu m-a lăsat să joc fotbal până la 17 ani. Toate le-am uitat. Și mi-aduc aminte, mi-aduc o pungă de bomboane cu 2 lei. Pe care mi-a cumpărat-o. Țărâna nu vorbește cu nimeni. Poate în spital în Cluj. Poate că are nevoie de un bilet de autobuz. Poate că are nevoie de un compot. Va veni o vreme în care îți va spune Iisus Hristos, îți mulțumesc că a fost în temniță și ai fost pe la mine. Îți mulțumesc că am fost în spital în Târgu Mureș la oncologie și ai venit pe la mine. Îți mulțumesc că am fost trist și m-ai primit la tine acasă și ai vorbit cu mine. Îți mulțumesc că nu mi-ai închis telefonul în nas niciodată. Doamne, când s-a întâmplat asta? Mie mi le-ai făcut, spune Iisus, că le-ai făcut lor. Era o cântare veche de a noastră care spunea, drag prieten care cânți vesel în credință, fii alături de Iisus și în suferință. Dacă în ceasul de temut vrei să fii la dreapta când Iisus e tristăcut, mânghe-l cu fapta. Ia-l în casa ta acum să-și aline somnul. Ars, e un sărman în drum, dar în el e Domnul. Dă-i acum stropii reci când e ars ca vrejul, căci în cer, în veci de veci, nu mai ai prilejul. Dă-i acum pâinea ta, foame să-și destrame, căci în cer, în veci de veci, nu-i va mai fi foame. Eram într-o zi în biserică și mă rugam în birou. Și la un moment dat a venit, am auzit pe cineva că se mai roagă acolo lângă altar. M-am dus la el și am văzut un om simplu. Un om cu o hăinuță pe el și spunea, m-am dus și am văzut că s-o termina rugăciunea și mi-a spus, Domnule, mi-e tare foame. Vă rog să-mi dați, zice, o bucată de pâine. Și am spus, Domnule, de unde veniți? Vine departe, am venit să vizitez un prieten la spital în Beiuș, dar prietenul zice-i dus de aici. Și trebuie să mă duc înapoi spre casă și n-am decât bani de tren. Și mi-e foame. Aveam 50.000 de lei, 5 rom la mine și mi-am dat banii aceia. S-a dus, mi-a mulțumit și a plecat. După 20 de minute am auzit că bate cineva la ușa bisericii ea. Și vine la mine și spune, Domnule, v-am adus restul, poftim 38.000. Și am spus, Domnule, de ce nu dați banii aceștia? Că-s nimic, e zero, v-am dat să vă cumpărați o bucată de pâine. Domnule, pâinea asta a costat 12.000 de lei. V-am adus restul 38.000, dar de ce nu v-ați cumpărat ceva? Ce o să mâncați mâine? Și mi-a spus o vorbă care mi-a făcut să-mi fie rușine. Mi-a spus, Domnule, acela care mi-a purtat de grijă astăzi, îmi va purta de grijă și mâine. Am început să ni se facă frică, mă întreabă mulți, domnul profesor, vine criza peste noi, ce ne facem? Vreau să vă spun că dacă ar fi o pâine, 1.000.000 de lei, tot ne-o dă două Dumnezeu, că e bogat acolo să facem. Să nu vă fie frică, pentru că spunea David, a fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel de norocit, nici pe copiii lui, nici pe creștini, pe cei ce stau lângă Dumnezeu cerșindu-și pâine, niciodată, amin. De asta nu o să ajunge să fiți cerșetori niciodată, pentru că Tatăl vostru e bogat. Tatăl vostru dă cu bucurie celor ce cer aceste lucruri. Să-L iubiți pe cel de lângă voi. Dacă aveți vrăjmași, să nu uitați un lucru, un singur om pe care nu-L puteți iubi. Ne norocește o viață întreagă de dragoste pe Dumnezeu. Spunea la un moment dat, Blaga, iubine, încredințăm că suntem oricât de neagră noapte am fi, suntem în zi, suntem în tine, Elohim. Vreau să înțelegeți. Aș vrea ca să văd în România bisericile deschise zi și noapte. Și fiecare biserică să aibă pe lângă ea o bucătărie. Ca să dea de mâncare celui nenorocit. Fiecare biserică să aibă un loc în care oamenii să se spele. Și să găsească o haină sub care să se îmbrace, să se ascundă. Vor veni zile grele și frumoase pentru noi. Biserica din Alexandria spune istoria că dădea de mâncare fiecare zi în anul 200 după Iisus. La 3.000 de văduve în fiecare zi. Suntem departe de asta.
Am început să ni se coasă gura, să ni se avem fermoar la gură, nu le spune despre Iisus Hristos și mor în păcatele lor. Am început să avem buzunarele cosute și inima cosută. O, Doamne, deschide-ne inima pentru ei. Pentru că un om ca acesta care se pocăiește și iubește pe ceilalți. A spus Iisus Hristos, pocăința înseamnă o relație deosebită cu biserica. A venit, a trecut pe lângă el și preotul și levitul și s-a oprit un samaritean. I-a dat și a pus un de lemn și pe rând și a dat și vin să pună pe rând. Aveți grijă că vinul e făcut pentru uz extern, dacă ați băgat de seamă în Biblie. Pentru rănile externe, nu pentru cele rănile interne. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ne depărtăm de pahar. Singurul pahar pe care să-l iubim este acela de astăzi. În numele Sfântului Iisus Hristos. Vreau să înțelegeți că le-a spus Iisus Hristos această pildă. Se uitau toți la el, oare ce vrea să spună? L-a dus la Han. Și l-a lăsat acolo la Han. Știți ce e Hanul? E biserica lui Iisus Hristos. Hanul este locul acela în care oamenii vin nenorociți, cum ați venit voi amărâți, cum a venit noi amărâți. Am venit fără putere mine, dar când plecăm de aici, este locul în care ne-am tămăduit și plecăm plin de putere. În locul acesta vin oameni fără identitate și pleacă de aici oameni cu identitate nouă. Sunt copii de Dumnezeu. În locul acesta vin oameni goi și pleacă plin de puterea Duhului Sfânt. În locul acesta este locul în care Dumnezeu tămăduiește sufletele căsătorii. Trupurile nenorocite. Oamenii care vin cu probleme și găsesc răspuns la ele. Nu noi dăm răspunsul. Iisus Hristos îl dă. Nu așteptați de la noi că suntem oameni și ne-a rugat. Doamne, ai milă de noi păcătoși astăzi. Așteptați să vă răspundă El în fiecare zi. Îmi veți spune și am auzit oameni care au spus cum se face, domnule profesor, că la Moșuni biserica plină sau în altă parte. Și la noi avem biserica goală, că sunt puțini din ea. Și ne-a spus așa, biserica suntem noi. Dacă tu vei critica biserica ta, tu nu vei putea să faci un pas înainte. Du-te acolo și roagă-te. Du-te acolo și cheamă-L pe Dumnezeu să vină. Du-te fiecare duminică acolo și dimineața și la slujba de vecernie. Ori de câte ori strigare, tu să fii acolo în numele Lui Iisus. Dumnezeu nu ne-a chemat să facem creștinism la fără frecvență. Nu ne-a chemat să facem creștinism la seara, numai seara. Nu ne-a chemat Dumnezeu să avem un creștinism când ne doare ceva, când avem probleme la spital. Dumnezeu ne-a chemat să umplem bisericile de oameni sfinți. Biserica lui Iisus Hristos așa a fost numită în veșnicie. Așa se va numi acolo. Mă vei întreba oare biserica mea e biserica lui Iisus Hristos? Câtă vreme oamenii sunt plini de bucurie în biserică, câtă vreme oamenii se vindică în biserică, câtă vreme Evanghelia e propovăduită în biserică. Da, biserica, ce e biserica lui Iisus? Doamne, ajută-ne ca să avem o relație bună cu biserica anul acesta. Să ne luăm hotărâri noi. Doamne, nu voi lipsi la niciun program. Eu lipsesc de la biserică, de la slujbă, să știe preotul că-s bolnav, înseamnă că e problemă cu mine. O, Doamne, ajută-ne la aceasta. Ne-a făcut timp de multe lucruri anul acesta care a trecut. Acum este vreme să ne facem timp de Dumnezeu. Nu se poate să fii pocăit în fața televizorului și să te uiți la toate murdările de pe internet. Nu se poate să fii pocăit și să înjuri. Nu se poate să fii pocăit și să stai pierdut cu celălalt de lângă tine și dușman în tribunal cu el. Nu se poate să fii pocăit și să nu mergi la biserică, că-i frică, stai în picioare. Nu se face să fii un creștin care să vii aici să spui că te plictisești. Aici este casa Dumnezeului celui viu. Cum să te plictisești aici? N-a trecut foarte repede 4 ore de când suntem împreună aici. De ce? Pentru că e Dumnezeu între noi. Și când e Dumnezeu prezent în locul acesta, nimeni nu se uită la ceas. Că suntem conectați la cer și cerul nu are ceas. Are veșnicie. Iubiților, vreau să vă spun că mai este pocăința conectată la ceva. Știți la ce? La așteptarea lui Iisus Hristos, Domnul nostru. De aceea am mărturisit în crezul nostru, aștept învierea morților și viața veacului ceva să vină. Noi ne așteptăm pensia. Noi l-așteptăm pe Iisus. Nu așteptăm să fie mai bine în țara aceasta, l-așteptăm pe Iisus. Noi suntem cetățeni împreună cu sfinții oameni în casa lui Dumnezeu. Într-o zi vom pleca din Moșuni și ne vom duce printre nori acestea și vom ajunge cu Iisus Hristos, Domnul. S-a dus și a spus hangiul, l-ai bătut rău, Domnule, zice. S-a uitat samariteanul prin buzunare și n-a avut decât 2 lei. Și a spus, Domnule, eu știu că ai bătut rău și că trebuie să mai stai vreo 2 săptămâni aici. Dar te rog frumos, ai grijă de el. Atât am să-ți dau acum și mă voi întoarce curând și îți voi plăti.
Asta e speranța mea, că se va întoarce într-o zi. Pentru că bunul samaritean a plecat la cer în urmă cu 2000 de ani. Și a spus: bărbați galileeni, de ce vă uitați la cer? Iată că mă duc acolo să vă pregătesc un loc. Vă este de folos să mă duc. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aleluia! E bine, asta așteptăm noi toți. Să vină bunul samaritean și să spună-ți: voi plăti. Dumnezeu vă va plăti că a stat 4 ore în picioare astăzi. Dacă ați dat un pahar cu apă, Dumnezeu, cel mai bun contabil în universul acesta, va plăti și va spune așa: a dat un pahar cu apă. Dacă ați spus o vorbă bună, Dumnezeu o scrie în cartea aducerilor aminte. Dacă ați făcut un pas până la cruci, Dumnezeu înregistrează fiecare kilometru al mașinii tale. Mi-e dor de El. Nu știu dacă vă este dor de Hristos. Ai vrea într-o zi să fiu acolo cu El? Să mă întâlnesc cu cei dragi, cu frații mei care au plecat în față. Pe cei pe care am depus în țărâna pământului, în dealul Lutului, acolo pe Iuș. Ai vrea să mă întâlnesc cu bunicii mei care m-au crescut pentru Iisus. Am fost cei mai săraci oameni din sat, o casă cu carton am avut acoperită. Nu au avut să-mi dea un training. Începeam 14 septembrie, 15 septembrie, școala cu un training. Și o pereche de tenis, din aceea românești, că de bani de chinezești, n-aveam bani atunci. Dar mi l-au dat pe Iisus Hristos. Bunica mea se punea la ora 9 pe genunchi, seara. Și la ora 12 și 2 minute, întotdeauna, după ce bătea niezul în 8, se ridica după 3 ore de genunchi. Mă săruta și se punea în pat. Când au dus-o la doctor, n-avea decât ridichii, cât boabele de fasole nea. Nu știu de câte ori a postit-o, câte 40 de zile. Așa a învățat de la ea și mama. Așa au învățat toți. Că înaintea lui Dumnezeu nu vii oricum. Că dacă vrei să-L vezi acolo sus în cer, va trebui să lupți aici pe pământ și să fii pocăit adevărat. Vedeți? Noi ne împărțim după culte. Dar Hristos ne împarte după roada Duhului Sfânt. Va veni o zi în care vom fi împreună acolo sus în cer. Mă voi întâlni cu fratele Trean Dorz. Îmi spunea înainte de a muri: tu, auzi, bă, frucule, tu să predici Evanghelia, bă, oriunde te duci. Tu să nu întrebi pe oamenii ce biserică vii, pentru că e Hristos, a murit pentru toți, pe dealul Golgotei. Pentru că noi știm cu toții de unde am venit. Iisus Hristos e viu în locul acesta. Poate că anul 2009 este ultimul an pe care mi-a petrecut pe pământul acesta. Poate că va veni într-o zi Iisus și se va ridica împărăția Lui. Ca să cântăm și să lăudăm pe Domnul. Îl aștept și mi-e dor de El. Dacă în fiecare zi ridici privirea sus spre cer și zici: Doamne Iisuse Hristos, te aștept să vii. Și ajută-mă, Doamne, ca să mă pregătesc pentru ziua întâlnirii cu Tine. Ajută-mă, Doamne, să fiu un om pocăit în toată viața mea. Nu numai duminica, nu numai când am probleme, ci în fiecare zi. Ajută-mă să-mi cresc prunce respect față de Tine. Ajută-mă, Doamne, ca să fiu de fiecare dată la Sfânta Biserică, că sunt chemat. Ajută-mă, Doamne, să Te laud în fiecare zi cu viața mea. Ajută-mă, Doamne, ca fața mea să strălucească tot timpul ca fața lui Moise și să știe tot că eu m-am întâlnit cu Tine. Ajută-mă, Doamne, să Te iubesc cu tot sufletul meu, cu toată ființa mea. Ajută-mă, Doamne, dacă există cazul să mor pentru Tine. Îi mulțumesc părintele că s-a rugat pentru cei din Africa. Dumnezeu mi-a spus că este vremea să mă duc și eu acolo. La 1 iunie voi pleca în Africa pentru Dumnezeu. Vom pregăti acolo preoți pentru ca Dumnezeu să-i folosească în bisericile acelea. Amin. Timp de o lună de zile vom învăța Evanghelia. Amin. Pentru că știm că în curând Iisus Hristos vine și vreau ca toți frații mei să fie acolo. Amin. Mi-e dor de El. E prietenul meu, e prietenul dumneavoastră. Este prezent aici. Iisus al meu, prietenul. Aleluia! Doamne, ajută-ne! Aleluia!
Doamne, ajută-ne! Doamne, ești cu mine! Doamne Iisuse Hristoase, îți mulțumesc mult pentru dimineața aceasta. Te-ai pogorât din cerul Tău printre noi. Am văzut oameni aici vindecați. Am văzut întăriți. Am văzut oameni care strălucește lumina Harului Divin peste ei. Am văzut oameni plini de bucurie astăzi de moșuri. Cum să nu-ți mulțumim pentru ziua aceasta frumoasă? Pentru că ne-ai binecuvântat mai mult decât merităm. Te rog să fii cu noi pe drum. A mai rămas puțin și tu vii pe norii cerului. Și răsplata Ta este cu tine. Până atunci, Doamne, mă rog, binecuvintează biserica aceasta. Te rugăm, binecuvintează pe Părintele Cristian. Ține lângă Tine, Doamne. Să privească fața Ta mereu. Mulțumesc că știu că Tu cu oameni ca aceștia vei trezi România. Ne vei întoarce cu fața spre Tine. Nu să stăm toată ziua cu ochii holbați în televizor să vedem prostii, ci vom privi fața Ta. Ascultă rugăciunile noastre. Primește zilele noastre de post și rugăciune. Ai milă de noi și miluiește. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Îți mulțumim, Dumnezeul nostru, pentru ziua noastră. Îți mulțumim că S-ai deschis Evanghelia. Și astăzi ai oameni din care curg luna. Îți mulțumim de bucuria întâlnirii cu frații. Îți mulțumim, nu că i-ai trimis, că ai venit Tu cu ei! Te rog, ocrotește-ne căsuțele lor! Sfințește altarul de unde strigă-ne! Doamne, să-ți faci bine ca prin puterea sângelui să le curățești și mânurile lor! Și știi, Stăpâne, de ce au ei nevoie. Nu știu dacă ne vom mai întâlni cu ei pe pământul ăsta.
Și am înțeles că tu ai în planurile tale ca să împliniți în Africa. Eu nu știu de ce m-am rugat astăzi pentru Africa, tu știi de ce mi-ai pus cuvântul ăsta pe bună. Am înțeles prin cuvântul fratele Vladimir. Că tu vrei să-l trimiți acolo, Doamne, să rog însoțăște! Să rog să trimiți garda de îngeri, care ai spus că vor tăbări în jurul celor ce să-l cred în tine! Tu știi că acolo sunt boli, ferește și vaccinează-l cu Doamne! Acolo știi că sunt canibali, sunt oameni care nu te cunosc pe tine! Te rog să-l însoțăște! Spiritușe, te rog să-l însoțești! Acasă are copii care îl așteaptă! Acasă are soție care se roagă pentru el! Și acasă sunt oameni care mă așteaptă să audă cuvântul tău de buzele lui! Te rog să-l aduci sănătos! Dacă nu îndrăznești de mult, stăpâne, te rog să mai porți pașii pe la moșul! Mai ții lângă noi ca să putem avea părtășirea. Îți mulțumim că ai oameni sfinți, 7,000, mai mult de 7,000 cu Ilie. Îți mulțumim, stăpâne, îți mulțumim pentru ziua de cercetare, îți mulțumim pentru frații care ai venit, îți mulțumesc pentru Arca că a făcut întâlnirea noastră. Îți mulțumesc pentru tăi. Și dacă cumva ți-am cerut ceva nepotrivit voii tale, dacă cumva am stat nepotrivit voii tale înaintea ta, dacă cumva ne-am învărnășit gândurile cu gândurile lumea acesta, te rugăm iartă-ne! Dacă Doamne, ca săptămâna care intrăm în anul acesta, să ne ridicăm un semn de întrebare, ce fel de pocăriți suntem noi și ce fel de oameni și pe ce drum mergem. Asta te rog, Iisuse, pentru că nu ești un Dumnezeu dintr-o icoană, pentru că nu ești un Dumnezeu agățat într-un cui, pentru că ești Cel care poți să-ți faci loc în inima noastră, ești Cel care poți să ne scoți biruitor, pentru că ești stâlp și adevăr, pentru că ești act de biruință. În numele lui Iisus te-am rugat, Tată, și îți mulțumim și te slăbim până veșnicie. Amin. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Amin. Vă mulțumim din toată inima, domnule profesor, că ați acceptat și ne-ați onorat satul cu prezența dumneavoastră. Mulțumim și celor care vă însoțit. La fiecare în parte să le împlinească Dumnezeu dorință. Amin. Vă mulțumim că v-ați lăsat locurile voastre comode. Poate biserica de unde veniți aveți un scaun și aveți un ventilator. Să ne iertați că astăzi așa sunt condițiile la noi. Dar știu că ați făcut-o cu drag și vă mulțumesc. Mulțumesc. Eu să vă spun, domnul profesor, că am anunțat vineri seara în biserica tuturor o să vizinească și a rugat să vină mai mulți tineri. Eu am auzit o predică a dumnealui pentru tineri. Și predica care dumnealui îi spune cuvântul care l-a spus acolo s-a adresat generației Coca-Cola. Așa mi-a plăcut expresia dumnealui. Și generația în blu și nu mai știu eu cât, cum a spus dumnealui acolo. Și a rugat pe Dumnezeu să aducă astăzi mulți tineri, că am crezut că o să vorbească tinerilor. Și când am auzit că începe să vorbească despre pocăință, mi-a zis, acum nu o să vorbească tinerilor. Dar astăzi Duhul Sfânt tinerilor o vorbească. Deci că tinerii trebuie să se pocăiască. Dacă domnul director Dumitru din Basarabia m-a întrebat vineri după masă, părinte, ce am să-i spun eu fratelui meu că atunci când îl rog să vină la biserică, îmi spune tu când ai fost de vârsta mea, te-ai dus la biserică. Ce pot eu să-i spun fratelui meu? Și astăzi cred că Dumnezeu i-a spus fratelui dumneavoastră, domnul director, ceea ce a avut de-ai spus. Astăzi a mai venit un bilețel la altar, o soră care este asistentă medicală, îl întreabă pe Dumnezeu, șeful de la secție m-a rugat ca să-l asist, de ori de câte ori intră în sală, să-l asist la curetajele care le va face. Și șefa asistentă are deodată prilejul să mă sancioneze, pentru că eu cu siguranță vreau să refuz, dar nu pot să refuz, că mă va da afară din servicii. Și astăzi, stând în altar, m-am gândit la femeia care are de crescut doi copii și la femeia care este pusă într-alege
pe Dumnezeu și serviciu și bucata de pâine. Astăzi Dumnezeu a vorbit că El are pâine în cer. Amen. Și nu cabinetul și nu asistenta șefă poate să facă rău, că satana face rău. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Ați auzit oră ce am vrut să spun. Și dumneavoastră întrebarea care a spus-o la scrutat căpătat-o astăzi. Și poate că totuși aș fi vrut să vorbească despre generația Coca-Cola. Mai cădem iară în genunchi, rugăm pe Dumnezeu ca până n-a plecat în Africa să mai vii odată. Amin. Domnul știe. Amin. Iar eu făcut din cap? Nu. Dar eu mai știu pe cineva care a zis și nu și-a făcut și din cap. Și apoi l-a trimis Dumnezeu în pântecele chitului. Amin. Acolo te trimis, acolo am nevoie de tine. Amin. Îl iubiți pe Hristos, și-ai? Aleluia. Îl iubiți pe aproapele vostru, și-ai? Da. Atunci îl iubiți și pe Domnul Profesor, și-ai? Da. Și atunci îl mai așteptați la noi. Da. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Mulțumim din toată inima. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Pentru înțelepciunea care a pus-o Dumnezeu în dumneavoastră. Amin. Fericiți studenții care v-au la catedră. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Și fericiți și copiii care v-au în casă. Amin. Dar aș vrea să-l întreb pe domnul profesor ceva. Copiii dumneavoastră au televizor? Nu. Mare lucru. De 7 ani de zile l-am scos din casă. M-aș bucura să auziți, pentru că asta vreau să vorbiți. M-aș bucura să auziți, dragii mei frați, care nu știți ce să le dați copiilor voștri. M-aș bucura să auziți că am crezut că va vorbi despre lucrul ăsta. Noi avem televizoare mari cât o în perete. A zis cineva odată când au văzut televizor, mai tot un profesor universitar care nu crede în Dumnezeu și eu care încă mă rog pentru el să-l întoarcă Dumnezeu cu fața în istoria Bibliei. E profesor de filologie, nu crede, în Cluj. A spus, unde este Dumnezeu? Eu n-am știut să-i spun, te-a uitat în istorie să-l vezi pe Mihai Viteazu. Otile este profesor de istorie și cu siguranță nici nu l-a văzut pe Mihai Viteazul, l-a văzut pe Domnul. Profesorul ăsta universitar, când l-a văzut un televizor mare, a zis, ce televizor mare, nici n-ar încăpe în casă la mine. Rog pe Dumnezeu, televizorul care nu încape în casă la el, că e mare, sigur nu va încăpe. Dar cel care e mai mare ca și universul, să încapă în casa lui și în viața lui. Și în inimile voastre. Pune și televizorul. Că vreau să vă spun, domnul profesor, este un om sfânt al lui Dumnezeu. Părintele Teofil Părăianu, mulți îl cunoașteți. E orb, el nu se uită niciodată la televizor. Și a venit o studentă care a vrut să-l ispitească și a zis, părinte, bine să ne uităm la televizor. Și el a întrebat-o, dar domnișoară, bine să-mi lăg cu cuțitul. Și el a tăcut. A zis, dacă folosești cuțitul ca să stai pâinea și să stai zarzavatul, e bine. Dar dacă îl folosești pentru altceva, nu-i bine. Și lucrurile bune, pentru că Sfântul Apostol Pavel spune, cercetați tot și alegeți ceea ce este bun. Acum eu nu predic pentru televizor, predic pentru cei care încă îl mai aveți. Și va veni o vreme când după câți ani l-a scos din casă. Mi-a trebuit luptă multă, vreau să vă spun că televizorul nu e rău. Programele din el. Amin. Amin. Pe același Amin. Canal vine Trinitasul, dar pe același canal, a doua minute mai târziu vine și altceva. Diavolul șmecher. Da, îl putem ruga pe Dumnezeu să ne ajute să veniți odată să vorbiți despre lucrul ăsta, că v-am auzit vorbind despre lucrul ăsta. Amin. Și nimeni nu a făcut o așa de băcie. Promit că vin. Amin! Și cu ce vreau să vă las până atunci? Mi-au spus pruncii, ce facem tată, că noi nu avem televizor? Zic, avem mașină de spălat. Dar care e problema? Am zis, mașina și de spălat și televizorul sunt două lucruri la fel. Una spală haine și cealaltă spală creiere. Amin. Amin. Așa că folosim numai mașina de spălat, să ne spele numai hainele. Domnul să vă binecuvânteze. Nu și creierul. Domnul să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. O să vă rog, prietenii noștri dragi de la Cluj, faceți-mi să le faceți loc să poată să meargă cu doamna preoteasă, să meargă la masă, că i-am ținut iazi dimineața de la 8 până amu. Cred că nu mai vine grabă moșul. Nu, că s-o pocăit. S-o mai smerit acum toți. Doamna preoteasă, doamna învățătoare, Rodica, unde sunteți? Haideți cu puta să mergeți cu dumnealor în funcția la masă. Mă, dumneavoastră sunteți. Și domnule, ia pe aici, doamna preoteasă, lăsați loc liber să puteți merge cu puta la masă și apoi vine. Până gătăm noi așa, ne-așa să ne întâlnim.
Vă mulțumesc de toată inima. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Doamna învățătoare, tata să mergi să uitați bucuța pe genitala noastră. Dar lăsați că mai este încă o frage.